Acest eveniment trebuia să se întâmple mai exact anul trecut. Naționala e așteptată aici mai bine de 2 ani de zile. Nu știu, mi-aduc aminte exact, parcă ultimul meci din 6 națiuni trebuia să se întâmple, să fie aici la Cluj. Nu s-a întâmplat, mă rog, din motive tehnice, m-am înțeles că din partea staffului georgian, cu Georgia trebuia să fie aici. Cred că evenimentul, ce să vă zic, dacă e așteptat de 2 ani de zile, e așteptat cu sufletul la gură de toată lumea, în special de lumea rugbyistică din Cluj. Vă dați seama, pentru cei tineri e un lucru nemaipomenit să-și vadă jucătorii naționali că joacă în orașul lor. Și eu cred că, nu știu dacă România până acum a mai fost în acest oraș să joace un meci internațional, cred că este o premieră. Și cred că, și sper ca de acum încolo să se țină, adică să se facă o obișnuință, dacă pot să spun așa. Orașul Cluj, fiind un oraș foarte mare, e foarte greu să-ți promovezi ceva, un produs. Pentru că până la urmă și rugby este un produs. Iar pe viitor trebuie să facem, deci comunitatea rugbyistică din Cluj trebuie să facă un efort în plus ca să aducă în fața oamenilor, adică să facă acest sport cunoscut și să se implice cât mai multă lume. Trebuie adusă la teren, la meciurile de senior, și nu numai de copii, trebuie adusă și implicată cât mai multă lume. Pe mine m-a surprins foarte tare anul trecut, în special în partea a doua a anului. M-a surprins foarte mult, dar nu numai, aș zice că chiar de 2-3 ani de zile naționala are o creștere foarte, foarte puternică și este un lucru extraordinar, un lucru extraordinar pentru rugby românesc, pentru că știm foarte bine că de o perioadă de timp avem toată lumea, da, lumea e pesimistă, ne vede multe alte sporturi, ne văd ca și un spin între coaste și eu zic că e un lucru foarte, foarte mare, mai ales doamne, când au fost cele 2-3 meciuri cu Fiji și Tonga, când s-a câștigat, bineînțeles că toată lumea îi dădeau că vom pierde cele două întâlniri. Și cu Canada, bineînțeles, care a fost iarăși spre surprinderea mea și nu numai a mea, s-a făcut. Eu zic că victoriile astea au venit și datorită faptului că s-a făcut foarte multă publicitate acestui sport, bineînțeles, naționalei, și lumea din jurul echipei, din jurul federației, care cred că a înțeles fiecare rolul lui, ce trebuie să facă, cu ce trebuie să ocupe, ca să ajungem și să atingem un nivel cât mai înalt la nivel de național. Eu, nu știu, după cum bine știe lumea, cam de 2 ani de zile am fost și jucător și antrenor, sau, nu știu, antrenor și jucător, nu știu cum să fie ordinea. Eu când am plecat, adică când m-am întors acasă cu 3 ani de zile, eu asta am și spus, vin să mă implic, nu neapărat să vin să câștig sume de bani, pentru că se știe că în rugby în România nu se câștigă foarte mult. Și am acceptat orice provocare. Nu m-am dat înapoi de la nimica. Chiar când am venit eu în 2010, era nevoie foarte mare la echipă de jucători, de inovație, de ceva nou. Echipa suferea pentru că nu avea un sponsor la ora actuală. Iar treptat, din 2010, zic eu că echipa universității e pe drumul cel bun. Zic eu. Bineînțeles că părerile pot să fie împărțite. Dar eu zic că suntem în ascensiune, deci suntem pe un drum, chiar dacă acea ascensiune nu este o foarte și treptată mult mai lejeră. A început să se facă mai multă publicitate acestui sport în acest oraș, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu dispune decât de imaginea de care trebuie acest sport în acest oraș.
În continuare, eu vreau să mă ocup, mi-aș dori tare mult să antrenez, dacă e posibil, și indiferent dacă va fi în continuare la senior sau va fi la o grupă de copii. Îmi doresc, vă dați seama, după 25 de ani de zile, mi-aș dori să rămân în continuare în acest loc, în acest domeniu. Acum vom vedea. Aș dori să vină în număr cât mai mare la teren, și pentru că va fi un eveniment de care vor vorbi mult timp de acum încolo. Să vadă și pe... să trăiască un eveniment ca și rugby, pentru că rugby, zic eu, că îți oferă o senzație diferită față de celelalte sporturi. Și să vină număr cât mai mare. Mi-aș dori să fie terenul chiar să fie plin.